borcasele, eu compun praf, nu e pentru toate rase. Salut și bine v-am găsit la un episod. Astăzi ne vom juca un joc care e similar cu Fortnite. Bine, nu e chiar Fortnite, dar e similar și mi s-a părut interesant. Așa că să vi-l prezint și vouă, de ce nu? Ok. E un pic similar cu Fortnite, ce-i drept. Și am intrat. Și deci prin portal, nici gând cu avion sau știu ce. Printr-un portal vom intra noi. Și gen o să ne spameze în joc. Vedeți acest timp aici sus, acest timp e, acel timp este făcut pentru că s-a putea aduna cât mai multe persoane. Și când ajunge la o sumă un pic mai mare, gen, adică o sumă mare de persoane, se va da drumul. Te vedeți 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haide. Și am intrat în joc. Eu am zis că e foarte similar cu Fortnite, adică am zis pe bune că e foarte similar cu Fortnite. Și aici. Grănăz, bun. Repede, sus la etaj, repede. Opa, aici din nou grănăzi, super, adică-s bune. Da, grănăzi ca grănăzi, dar mi-e întrebe și mie niște arme. Hai să-mi bag. Eu la tipul ăla, nu. Nu te cred, ok. Poate mai găsi și ceva. Nu, în niciun caz. S-au luat tot. Dar totuși am niște grânăți, adică sunt destul de bune, nu? Bănuiesc. Hai să coborăm. Mai repede să facem rost de niște arme, totuși. Păi, dar nu știu ce fac grânățile astea, să arunc una. Gaz toxic! Nu! Gaz toxic. Ok. Da, frate, am găsit. În sfârșit am găsit niște arme. Am urât, dar nici măcar n-am golonțele. Să mai am niște material, vreau. Nu prea material. Bă, dar nici măcar unul n-are nici măcar un glonț. Bă, dar nici măcar unul pe bune. Să-mi găsesc glonțe neapărat. Mă întreb dacă pot să iau arma asta de aici de sus. Nu apare, nu pot să iau. Uite arma aici, eu n-am văzut-o. Bă, dar n-am nici măcar un glunț.
Se duc ăștia ei mei repede și iau pănuiesc. Ok. Nu știu, să vedem ce vom putea face. Să ne găsim gloanțe și toate celelalte, adică arme. Pentru că nu avem arme și asta e foarte grav. Pentru că aparent dacă n-ai arme e posibil să mori, adică efectiv. Super, hai să mergem, să luăm ciocanul, să mergem repede. Sper dacă vă puteți să găsești și măcar o armă. Eu vreau să iau armă, nu să iau lemn, ok? Păi singura cameră e aici, care nici aici nu e nimic. Gloanțe, nu știu pentru ce. Păi gloanțe, nu știu pentru ce, adică pentru ce arme în gloanțele astea. Dar totuși, dacă e ceva... Da, am prins-o. Da! O nouă rachetă a zburat, aiurea. Sunt două chestii sus din asta ca pot să le sparg. Una mai încolo, dar trebuie să mă duc repede în casă, nu că găsesc ce fac. Niște bombe. Sunt bune? Da, sunt bune. Mamă, ce mă închină să ajung niște arme, dude. Aia cam... Cred că glumești. Ce se bat pe ăștia? Să iau armele. Dar cred că și sisteme, cred, nu știu. Mă, repede, la asta spus să mă teleportez. În sensul că voi găsi și eu niște glanțe. Mamă, de ce tare.
Nu spune că nici măcar nu e acasă pe aici. Bă, dai. Am și material. E foarte bine pentru mine. Uh-huh. Hai să mă sui repede, Iisus. Formă fără glanță, iure. Așa fac mereu când văd grădiri de-astea. Pentru că gen îmi place faptul că mi-au și lemn să pot să construiesc chestii. Ok, următoarea, hai să mergem repede, repede, repede. Nu te cred, a ajuns cineva aici înaintea mea. Da, aici mai a fost cineva. Și aici a fost cineva. O rachetă repede după ea. Și nu o grămadă arme, dar n-am clonțe deloc. M-am dus eu prin apă. Ok. Sunt dacă găsim ceva aici. Era racheta ca racheta, dar fără glanță. Nu ai că se duce acolo pentru că o să fie mulți. Două pistola și tot la fel fără armă. Vă rog să mă scuzați. Am vocea puțin rugușită. Sperăm că o să găsim ceva aici. Ce e asta? Nu spune că e fără bombă de mea. Nu te crede bombă. Vedem unde e racheta și plantăm bomba fix acolo. Fix, fix, fix acolo. Nu prea am arme, așa că de ce nu să le schimbăm? Super. Mai un pic și voi am ajuns, o să ajungem la acea rachetă. Hai să mergem repede, repede, repede. Oricum, mersi pentru clanțe. Pleca racheta asta. Arme peste arme, dar nu cu glanțe, ok.
Eu nu înțeleg ce am făcut, dar ok. Ok, ăsta a fost episodul, dar nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați un like, un share și să distribuiți mai departe. Eu am fost Ionuț, v-am pupat!